Bună. Putem începe. În sfârșit. Ok. Văd că toată lumea e pregătită. S-a schimbat puțin ordinea de prezentări, adică ordinea o păstrăm aceeași, doar că ați văzut, au apărut niște goluri în Excel, să fie toată lumea pe fază atunci când urmează. O să primiți oricum cei care sunteți în online, o să primiți mesaj când suntem la echipa anterioară, ca să știți că urmați voi și să vă pregătiți. Ok, o să zic câteva cuvinte la început. În primul și în primul rând aș vrea să dau puțin credit, pentru că nu am făcut asta în competiție, pentru că n-am vrut să vă dăm prea multe spoilere, dar setul de date de antrenare pe care l-ați folosit a fost setul de date Sarocco, care e un set de date făcut de două absolvente de la Unibook de acum puțini ani. Au fost și prezentat la conferința din prima ediție Nitro. Noi, la fel ca în fiecare an, doar am adnotat datele de test. Bun. Legat de chestia asta, având în vedere că mulți dintre voi nici nu v-ați prins că este Sarocco, cu siguranță nu știți că foarte mulți ați bătut State of the Art-ul. La fel ca în fiecare an. Felicitări! Vă sugerăm când ajungeți acasă sau acum sau când vreți voi să încercați și pe distribuția lor, dar sunteți peste. Felicitări! Asta fiind zise, aș vrea la fel de mult să fericiți oamenii care nu au bătut State of the Art-ul, pentru că au fost niște scoruri extrem de mari și au fost... Și vreau să felicit cu atât mai mult începătorii, pentru că au fost mult mai puține greșeli și reinvertări de roți decât am văzut în edițiile anterioare. Așa că pare că ușor, ușor începem să fim cu toții din ce în ce mai buni. Apropo, legat de chestia asta, nu știu dacă, nu cred că ați observat, în top 10 echipe este o echipă de liceu. Nu sunt doar echipe de licență ultimul an. Bun. Mai vreau să mulțumesc tot așa rapid întregii echipe. Ieri au fost mulțumirile pentru sponsori, acum vrem să mulțumim echipei fără care nu existam, printre care avem IT, avem voluntari, avem mentori, avem oamenii care ne-au adus toți sponsorii ca să putem să facem asta, fără ei nu ar fi fost nimic. N-aveți, nu exista un concurs. Cred că asta era tot ce e cu adevărat important de spus acum. Dacă voi sunteți pregătiți, o să vă chem pe scenă prima echipă, care este chiar prima echipă, să vină să ne prezinte soluțiile. Felicitări! Am uitat să spun. Cine este în online, o să intre pe panel, pentru asta este panelul. Persoanele care sunt în online, echipele care sunt în online, cine e hibrid o să apară aici. Bună tuturor, noi suntem echipa NLP Ninjas și astăzi vom prezenta cum am abordat problema de clasificare a articolelor de știri în cele două categorii, satirice și non-satirice. Ok, asta e echipa noastră. Dacă e să vorbim în linii generale despre task, atunci aș zice că se observă atât din clasamentul final cât și din cel inițial, adică din primele ore, că acuratețea de 90-91 se obține destul de ușor. Și desigur că îmbunătățirea acesteia devine din ce în ce mai complicată pe la scorul de 95-96. Iar aici, la pragul de 95, care face practic diferența dintre locul 1 și locul 2, locul 2 și locul 3, am avut nevoie de cele mai detaliate observații asupra datelor de test și antrenare pentru a putea construi o soluție cât mai robustă și a cărei performanță să fie din ce în ce mai bună. După ce am analizat datele, am trecut la partea de preprocesare. Aici am ales să combinăm mai multe idei pentru a avea la final un text cât mai curat și cu un content cât mai relevant. Am ales să eliminăm link-urile, tag-urile de HTML, care mai apăreau în content, cum ar fi, nu știu, tagul de strong sau image. De asemenea, am eliminat menționările, hashtag-urile și emojiurile. Și inițial ne-am gândit să facem o soluție în care emojiurile să fie practic traduse în cuvinte în limba română, dar ștergerea acestora a avut rezultate mult mai bune, așa că am lăsat varianta asta. Mai apoi am înlocuit simbolurile monetare cu cuvintele descriptive, de exemplu euro, și în principiu am lăsat toate semnele de punctuație, le-am șters doar pe alea care nu au sens. De exemplu, erau incluse în propoziții, în unele, câteva cratimă
fără sens, adică nu erau în mijlocul unui cuvânt sau ceva de genul. Și pe alea le-am șters. Iar pe la final am redus repetițiile de litere într-un cuvânt. Să luăm drept exemplu cuvântul foarte cu 3 de E la final. Și practic am șters 2 de E și am lăsat doar cuvântul normal. Și am dat lowercase la cuvintele care erau scrise doar cu majuscule și care aveau mai mult de 3 caractere pentru a păstra abrevierile cunoscute ca ADN sau numele de partide. Bun, și acum la partea de modele încercate. Inițial am lucrat cât de cât se para ca să testăm cât mai multe modele și apoi am făcut o convergență practic pe ultimul, care e MT5 Large. La început am folosit un BERT pe care l-am luat în principiu să tokenizăm și am tokenizat separat titlul și contentul. Ok. După care le-am pus un fully connected peste ele și am încercat așa inițial. A dat rezultate destul de ok, nu știu, prima sursă, care a fost de 90 la noi, a mers așa. Am mai încercat și cu BERT-based Romanian case și aici tot așa un fully connected, am încercat undeva la 92-93, s-a oprit. În paralel testam și cu MT5 și cu MT5 am obținut scoruri din ce în ce mai bune pe varianta base, pe la, nu știu, 94, cam așa. Și am început să testăm practic pe un anumit procent din datele inițiale, după care am tot fine-tunat, am crescut procentul acela de date și la final am trecut pe MT5 large și l-am lăsat la antrena practic. Și acum va continua colegul meu cu training-ul și rezultatul. Da, cum a zis și colegul meu, inițial nu am folosit foarte multe date din setul de date pentru că dura foarte mult antrenarea, adică primele submisii au fost la modul că foloseam jumate din date pentru o epocă sau două sau o treime din date. Până la urmă am văzut că MT5 Base Romanian pare cel mai promițător. Am stat destul de mult să facem preprocesarea care s-a văzut pe slide-ul precedent și apoi am zis hai să încercăm cu MT5 Large. Parcă prima submisie a fost direct un 95 și ceva și de atunci am început să antrenăm cu tot setul de date pe acel model. Ce am mai făcut în plus este că ne-am concentrat pe titluri, adică numai titlurile le tokenizam și le foloseam pentru clasificare, dar unele titluri erau foarte scurte, adică în setul de date de test erau peste 1000 de titluri care aveau sub 30 de caractere. Asta înseamnă puține cuvinte, 4-5 cuvinte, foarte puțin. Și la acele titluri am mai adăugat și primele 20 sau 30 de cuvinte din partea de content, de exemplu. Și am antrenat și pe aceste de date augmentate. Da, bineînțeles, dacă am fi avut mai mult timp. Preprocesarea am fost destul de mulțumiți de ea, adică ne-am uitat cum arată datele preprocesate și arătau destul de natural, până și cele care erau scrise într-un limbaj mai de internet, cu hashtag-uri și așa mai departe, cu emoticoane, arătau cât de cât într-o formă literară, dar mai erau niște site-uri care nu conțineau protocol, de exemplu, nu începeau cu HTTP sau www, erau ceva de genul, nu știu, romania.com sau ceva de genul ăsta. Nu am încercat să transformăm numerele în text, deci am păstrat numerele în forma în care erau, poate și asta ar fi adus o îmbunătățire. Și bineînțeles, dacă am fi avut mai mult timp, am fi antrenat mai mult. Până la urmă, ultima sumisie, cred că a avut în total cam două epoci pe toate datele, adică puțin. Cel puțin eu aș mai fi văzut potențial de îmbunătățire, dar nu mai era timp și nici resursă de hardware. Cam atât din partea aceasta de prezentare. Da, și cam asta a fost prezentarea noastră. Vă mulțumim. Sceptă ediție. Felicitări. Sunteți oficialii câștigători. În altă din partea mai multor parteneri, aveți mărci JetBrains și mărci, o să reușesc, așa, Nitro și mărci Crem School tot pe aici în continuare. Aveți suficiente punci pentru toată lumea. Mulțumim frumos! Mulțumim.
mulțumim și noi. Bun. Deci. Ok, în continuare, următoarea echipă, biceps. Este momentul vostru. Salut! Noi suntem Biceps Overfit și o să vorbim un pic despre ce am făcut noi pentru locul 2. În primul rând, un pic despre ce framework am folosit în spate. Am avut PyTorch Lightning, modele de pe Hugging Face și OneDB ca să trecăm toate experimentele. Și ne-a ajutat foarte mult framework-ul ăsta care se numește PEFT, care este implementarea de QLORA de la Hugging Face, care asta ne-a permis să fie mult mai rapid training time-ul și n-am avut nevoie de multă memorie și ne-a ajutat să iterăm mult mai rapid pe chestia asta. Optuna ca să optimizăm un pic hiperparametrii și ca backbone am folosit Reader Bench Robert Large, care are 341 de milioane, e mai micuț decât ce au avut cei de pe locul întâi. Și ăștia sunt hiperparametri pe care i-am folosit pentru soluția finală. Acum, ce am încercat inițial, dar nu am avut, rezultate decente, dar nu neapărat ne-au dus în direcția bună, este că am încercat să facem majority voting, adică să antrenăm mai multe modele și să vedem între ele care erau de acord că un anumit rezultat este bun și cumva rezultatul ăla să-l submitem, dar mereu ne dădea media performanțelor între modele și cam aceeași chestie și cu averaging, probabil averaging, pentru că am luat probabilitățile pe care ne dădea layerul de softmax de la final. Și peste noapte am încercat să facem și un mic tuning de hiperparametri pentru LoRa și pentru batch size, dar n-am văzut să fie diferențe foarte mari pe validation set, așa că i-am lăsat doar pe ăștia default care am pornit inițial. Ok, pe partea de procesarea textului am încercat să eliminăm tagurile de HTML, cod de JavaScript, cod de HTML, nume de Twitter, caractere unknown, dar n-am avut foarte mult succes cu chestia asta. Am mai încercat diverse transformatoare de limba română, Robert Medium, Robert Small, Robert Large a fost cel mai de succes. Și în ultimul rând am încercat să combinăm titlul cu contentul, însă cel mai de succes a fost să păstrăm doar titlul. Deci ne-am uitat pe cum arată raportul între cât de multe au conținut și cât de multe nu au conținut pe test și ne-am dat seama că putem să scăpăm total de coloana de content și am antrenat doar pe titluri. Și cam de unde ne-am venit ideea asta, ea că ne-am gândit cum sunt gândite articolele astea ca să fie clickbait-y. Practic, îți dai seama din titlu dacă e satiră sau nu, cum avem și aici. Top 3 metode să decizi la moaște sau Iliescu stă liniștit, se pare că virusul afectează oameni născuți în ultimele 2 milenii. Și am mers și pe analogii de sală în ideea de dacă vrei să faci muștre să izolezi, adică așa. Pornind de la observația colegului, în continuare am analizat mai mult datele din train și din test și se poate observa, acestea sunt numerele de tokeni per fiecare titlu, se observă clar că sunt până în 100 de tokeni și asta ne-a dus cu gândul să analizăm puțin setul de date și să observăm faptul că, în general, testele care au mai mulți tokeni la titlu tind să fie false. Și atunci ne-am gândit să nu încurce puțin rezultatele, să scoatem. Iar asta a fost diferența la 95 la 96, a ajutat foarte mult la uniformizarea valorilor, diferența între poziția 1 și 2 din clasamentul public. Așa. Bun. Acum, ce problemă a avut pe parcurs e că modelul baseline-ul era destul de bun și nu prea am avut cum să ne dăm seama prin experimentele pe care le făceam dacă noi chiar aveam rezultate mai bune. Trebuia să verificăm direct pe test set și de asta am avut și foarte multe submisii. Că validation set-ul dădea foarte mare, dădea 99, era ca și cum, nu știu, era în train set, dar nu era. Și de asta, la final de tot, ne-am dat seama că modelele nu făceau overfit și așa că le-am antrenat
mult mai multe epoci pe asta, modelul rezultat, parcă avea vreo 15 epoci de fine-tune. Și cumva ca take-o e chestia asta, că mereu să folosești, să schimbi chestii o singură dată și după aia să vezi dacă se schimbă în mai bine sau mai rău. Ok. Și dacă mai fi avut timp, cumva asta am fi făcut, să încercăm totuși ideea de majorative opting, dar să mai intrăm și mai multe modele, și să mai vedem pe test set cam pe ce rezultate nu avea, pe ce intrări nu avea modelul rezultate ok, adică pe unele inputuri avea, se gândea că 50% e satiră, 50% nu e, dar noi ne vedeam sigur că este satiră sau nu, deci cumva puteam să explorăm inputurile astea, să vedem dacă identificăm altceva. Bun, și astea niște referințe. Bun. Biceps overfit a fost echipa de pe locul 2 și acum urmează echipa de pe locul 3. New Lambda Pi, felicitări! Și acolo. Noi suntem echipa New Lambda Pi și în continuare o să vă prezentăm abordarea noastră asupra task-ului propus în competiție. Cuprinsul prezentării noastre, vom începe printr-o scurtă privire de ansamblu asupra setului de date, iar apoi vom trece la detaliile tehnice ale implementării noastre. Ce ni s-a părut relevant în etapa de analiza datelor, cu care ne-am petrecut primele ore din concurs, a fost distribuția numărului de tokeni în sample-uri. Și avem aici graficul. Ne-am gândit că ar putea fi util să folosim un stride și am încercat acest lucru, dar timpul de rulare era mult prea mare, așa că am renunțat. La împărțirea setului de date în antrenare și validare, am încercat valori între 0,1 și 0,4. Și în final am decis că este mai util să rămânem la o valoare mare, de, chiar de 0,4. Din punct de vedere al tehnicilor folosite, am folosit transfer learning prin utilizarea unor biblioteci dezvoltate de Hugging Face, transformers și datasets pentru a încărca modelele și datele necesare. De asemenea, am folosit biblioteca de trainer, tot de la Hugging Face, împreună cu pipeline-ul pentru inferență. Pentru, ca model, am folosit modelul BERT-based Romanian Caste, dezvoltat de Dumitrescu Ștefan, care a dat cel mai bun randament pentru noi, deși am încercat mai multe modele, precum ar fi Roberta, Distilbert și Deberta. Pentru tokenizare am folosit tokenizerul asociat modelului și am sanitizat datele intensiv prin mai multe preprocesări care vor fi prezentate ulterior, dar dintre ele una care a fost foarte interesantă este folosirea unui classifier de neruri pentru a extrage entitățile ca să ajutăm modelul să generalizeze mai ușor. El inițial a reușit să ia un scor de 91 acuratețe, dar nerurile durau foarte mult să fie preprocesate și inserau niște subtokenuri de care
nu puteam să scăpăm ușor și ne încurcau la a doua tokenizare efectivă a modelului nostru. Și cam atât a fost la neruri și le-am abandonat pentru soluții mai bune. Ok. Ca preprocesare am observat că setul de date are destul de multe caractere pe care nu sunt cunoscute de calculator în sine. Prima dată am eliminat toate ghilimelele și apostrofurile, le-am făcut de același tip și le-am scos din text, dar ulterior ne-am dat seama că sunt mult mai multe lucruri diferite pe care le putem aplica, de exemplu, la curs. A zis domnul profesor că putem avea satiră prin punerea unui asterix în interiorul cuvântului și atunci le-am marcat direct cu tag pentru model, tag special de satiră. Iarăși, ca preprocesare, am eliminat spațiile albe, multiple, hashtag-uri și cam atât. Pentru tokenizare, așa cum a menționat deja colegul meu, am folosit pipeline-ul asociat, tokenizerul asociat modelului. Și ca parametri am observat că este util să nu eliminăm accentele, întrucât în limba română pot apărea sintagme preluate din franceză în genul ala, care pot avea de multe ori rol sarcastic. Iar în ce privește uniformizarea caracterelor, am decis că este util să trecem la lowercase tot inputul. Asta în urma studierii unor paper-uri pe task-uri similare, în care majoritatea autorilor sugerau această preprocesare. Iar sample-urile am decis că ar fi util să le trunchiem și am încercat mai multe dimensiuni, întâi cu cea default, maximul acceptat de BERT 512, după care am rămas la jumătate ca fiind optim de trunchiat. Pentru hiperparametri am testat din nou mai multe variante. Am observat că fine-tunarea este cel mai optimă atunci când folosim 4 sau 6 epoci. Dacă încercăm să folosim mai multe, observăm un overfit. Pentru loss am încercat să folosim cross-entropy loss, binary cross-entropy loss și negativ log likelihood loss, dintre care am observat că cel mai bine a performat primul menționat, adică cross-entropy loss-ul. Pentru scheduler am folosit alternat între două, mai exact între linear și cosin, și am observat că linearul ne dă rezultate mai bune în acest caz. În final, mi s-a părut surprinzător la început, dar când ne-am gândit un pic mai bine, era intuitiv din punct de vedere al unei clasificări făcute de om să decidem doar în funcție de titluri, în cazul satirei, și această variantă a funcționat cel mai bine pentru noi. Iar în cazul datelor care nu aveau titlu și erau destul de multe în setul de date, am pasat conținutul și l-am trunchiat la 128, deci un sfert din dimensiune. Ca variantă finală pentru model, noi am frizuit toate embeddingurile din modelul pre-trained și câteva layer-uri la început. Primele 8 layer-uri le-am frizuit, după care la final eu am încercat să îngheț primele 11 layer-uri, adică rămân cu un singur layer, a rulat 4 epoci într-un minut și am zis ăsta e, dăm submit cu el. Și acel model s-a întâmplat să fie și cel care ne-a adus pe locul 3. Deci mai puțin este mai mult câteodată. Din considerente de runtime, inițial când am rulat pipeline-ul oferit de Hugging Face, am observat că durează extraordinar de mult și chiar sugera că o să ruleze 6 ore, ceea ce ne-a speriat din considerente de timp evidente.
După mai multe rulări succesive pe Kegel, am observat că el de fapt nu folosea GPU-ul. Actualizare care l-a adus imediat la 17 minute de rulare. Și de în acel moment am decis să încercăm eficientizări și mai mari, studiind API-ul de la pipeline, și am experimentat cu mai multe batch size-uri, observând că un batch size de 16 micșora timpul cu 5 minute, aducându-l la 12 minute, dar în funcție de câți tokeni păstram în secvență, acest timp putea să varieze. 12 minute ar fi fost pentru maximul de la BERT, dar mai exact 512 token per secvență. Pe lângă eficientizarea inferenței, toate tehnicile prezentate anterior ne-au adus un flow care mergea destul de rapid, având o preprocesare care rulează în 5 minute, modelul care rulează pe 6 epoci în 10 minute și predicția care rulează în 5 minute, ceea ce ne-a permis să facem multe teste de ultim moment. Și cam asta este. Bună, noi suntem echipa MiniNLP și o să vă prezentăm cum am abordat noi task-ul de la Hackathon. Numele meu este Iulia și echipa e formată din Adela și Andrei. La început ne-am uitat pe setul de date, practic aici am făcut un grafic cu lungimea conținutului articolelor pe setul de train și am putut să ne dăm seama cam ce am putea să facem. Unele articole erau super lungi, altele nu aveau conținut practic. După am început să citim câteva articole, să vedem cam ce se întâmplă dacă noi ne dăm seama și am văzut niște expresii, niște sintagme care cumva le punea din start dintr-o categorie și am vrut să ne validăm chestia asta, să vedem dacă e adevărată. Am mai observat că erau unele caractere, unele practic Unicode-uri care nu erau recunoscute de tokenizer și punea unknown la ele, erau bullet points-uri, era un alt Unicode care era cu 3 puncte și tot așa am observat că erau prevalente pentru o anumită clasă. Apoi, trebuia să începem de undeva. Participând la ultimul workshop, am zis că probabil de acolo e locul de unde trebuie să începem, așa că am luat un transformer model pre-trained, antrenat și pe cuvinte în limba română, și am ales să facem fine-tuning pe el. Urma să decidem cum o să configurăm stratul de output, practic care face clasificarea, și am decis să avem 2 neuroni în statul de output, să folosim cross entropy loss și optimizerul Adam W și am pornit primele 2 antrenări fără să ne gândim prea mult, cumva ca să vedem ce iese, și hiperparametrii mai târziu. Ok, deci procesul nostru de antrenare și așa a fost super funny că am pornit antrenarea. Și, în fine, antrenarea a durat super, super mult și apoi am pornit inferența și inferența dura mult mai mult. Și am început să ne punem niște întrebări. În fine, Andrei făcea foarte multe calcule, gen ce să facem, cu ce dimensiuni ca să... Așa, până când, la un moment dat, ne-am dat seama că la test nu dădeam pe CPU și nici la statul nostru de output nu era pe GPU, sorry, era pe CPU totul. Mergea super greu. Așa că după am trecut datele pe GPU și am mers mult mai repede, dar a fost super funny. Și în timp ce aveam modelele astea la care trebuia să facem doar inferențe, care erau antrenate pe CPU, am antrenat ceva cumva așa mai la încercare cu un maxlen
foarte mic și cu primele noastre modele, gen, am ajuns pe locul 2 fără să știm ce facem, dar de aici drumul a fost mult mai greu. Varianta câștigătoare a avut 95% pe test, pe validare 97%, noi am calculat doar balanced accuracy și F1 score pentru clasa True 98,59. Și acum, ce am folosit la varianta câștigătoare și cum ne-am dat seama, practic, inițial foloseam max lane-uri pentru, adică cât tot să luăm în considerare o dimensiune destul de mari, gen 256, 512, după 128. Varianta pe care o pusesem prima și a doua oară era cu 64, așa că am început să mergem și mai jos, gen la, am luat doar primii 32 de tokeni. Am fine-tunat și dimensiunea batch-ului. Cu rata de învățare am pornit cam de la 2 la ori 10 la minus 5, 10 la minus 5 și eu am încercat și niște variante cu rata de învățare mai mică ca să putem învăța mai mult. Ne dădeam seama că după foarte puțină antrenare modelul făcea overfit și atunci au trebuit să fim inventivi. La fel ne-am jucat cu split-ul, am început cu 80-20, am încercat și 90-10 și split-ul câștigător a fost 70-30. Adițional, peste Bird, înainte de stratul de output, am mai pus un hidden layer și asta ne-a ajutat și am antrenat 4 epoci în final, având în vedere că am plecat de la un model care era antrenat o singură epocă și a dat 92 și după trebuie să ne jucăm super mult. Deci, hiperparametrii, aici variantele cumva necâștigătoare, dar toate sunt câștigătoare. Practic, am ales modelul CASED, era cel care dădea un scor mai bun, am încercat și UNCASED. La un moment dat, din greșeală sau nu știu exact ce am făcut, am trimis niște predicții care erau toate 1 și atunci am observat că pe test gen erau 50-50, dar noi avem datele unbalanced, așa că am încercat să balansăm și noi și ne dăm seama că asta e gen ceva ce ne-ar putea ajuta și într-adevăr ne-a ajutat. Să luăm în considerare secvențe mai lungi sau mai scurte. Am încercat să facem și înlocuiri, adică unele preprocesări sau euristici, cum am prezentat la început, dar nu prea au fost successful. Am încercat și modelul Embert cu multilingual, pentru că am observat că satira de obicei avea și expresii în alte limbi, în engleză și în franceză, dar tot Robert a mers mai bine. Și spre dimineață așa am încercat eu să dau freeze la niște straturi din Bird, pentru că Bird practic era destul de antrenat și făcea foarte repede overfit, asta era problema noastră, dar nu a fost succesul nici approach-ul ăsta, adică era, nu că nu era, a fost succesul, a fost apropiat de ce am obținut cel mai mult. Și am încercat și cu learning rate-uri mai mici ca să înveți mai încet, dar am înțeles că oricum straturile alea pe care le adăugam noi, nu aveam nevoie de un learning rate mare, deși Bird n-avea nevoie, deci alta era strategia. Și ăștia suntem noi și susținătorii noștri. Vă mulțumim! Felicitări tuturor din nou! Cu asta am terminat toate prezentările fizice. Pentru cei din online o să ne auzim pe Discord ca să vedem când puteți prezenta și voi, dar momentan noi o să ne oprim, o să facem niște poze și mai vrem să mai spun ceva, am uitat la început. Pe cei mici, evident, îi susținem să lucreze în continuare pentru că sunt din ce în ce mai buni, dar pentru absolvenți, pe voi vă invităm să luați locul absolvenților câștigători de anul trecut, la anul, și să fiți și voi mentori să vedeți cum este în partea cealaltă, să ajutați oamenii să lucreze. Bun, felicitări din nou!